Fosta secretară a municipiului Deva, Laura Sârbu, va sta după gratii. Femeia care a vizat, din punct de vedere juridic, toate actele primăriei sub mai mulți primari, a primit o decizie definitivă în dosarul de trafic de influență. Aceasta s-a predat marți la o secție de poliție din Cluj-Napoca și va fi încarcerată în penitenciarul de femei Gherla. Sentința dată de Curtea de Apel Alba Iulia o condamnă definitiv pe fosta secretară a municipiului Deva, Laura Sârbu, la 3 ani și 8 luni de închisoare în dosarul în care a fost judecată pentru trafic de influență. În același dosar au fost judecați soțul și cumnatul fostului secretar al municipiului Deva, respectiv Hadrian Sârbu și Adrian Bodrean, condamnați și ei acum la închisoare, dar cu suspendare. Laura Sârbu a fost acuzată de procurori că ar fi primit bani ca să intervină în favoarea unui om de afaceri, pentru a-i facilita acestuia un contract de reparații la adăpostul de noapte din Deva și pentru obținerea documentației necesare pentru construirea unei hale de producție. Reamintim că în luna martie 2021, procurorii DNA au descins la primăria Deva, dar și la domiciliile unor inculpați, pentru a efectua percheziții. Cei trei bănuiți în dosarul de trafic de influență au fost duși la audieri, apoi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. După 6 luni de arest preventiv în luna octombrie, fostul secretar general al municipiului Deva, Laura Sârbu, a fost eliberată și era în arest la domiciliu. Tribunalul Hunedoara a condamnat-o pe Laura Sârbu la închisoare în toamna anului 2022, iar acum Curtea de Apel Alba a menținut decizia instanței hunedorene. Laura Sârbu era unul dintre cei mai vechi angajați în administrația locală de Viană și un personaj deosebit de puternic în primăria Deva, impunea și lua decizii în mandatul mai multor primari.